Vigoare mică, slabă, altoit probabil ori un M26, ori un M9, nu mai știu exact. Anul 4 de la plantare, forma coroanei în anul 4, vas, formă de coroană deschisă, aerisită la mijloc. I-am efectuat tăieri în verde în 2020, da, în sezon vara lui 2020, o singură tăiere în verde pentru deschiderea coroanei, pentru deschiderii și pentru aerisirii la mijloc. Hai să vedem un pic. Pe unele sub șarpante sau șarpante se observă două, pe unele chiar trei tăieri pentru obținerea unghiului de dorit de deschidere. Uite, de exemplu, aici o scurtare, o tăiere, obținut unghi de deschidere foarte bun. Aici continuă în sus, iarăși o scurtare. În urma scurtării ăsteia, altă creștere zdravănă, care și garnisit 1, 2, 3, 4 lăstari și iar o tăiere aici pentru deschidere. Deci, în unele locuri a fost tăiat de 2-3 ori, în altele doar o singură dată. Important de reținut este că ce am urmărit cu aceste tăieri, am obținut deschideri. Acum, ia să vedem un pic, nu știu cât de bine se vede. Am o deschidere foarte decentă la mijloc, iar în sus. Am lăstare ăștia lacon. Bun. De garnisit, este garnisit cu rod. Pentru că pe tot lemnul ăsta gros, toate creșterile de care le-a avut tip lăstare lacon, i-am cepuit. Și am obținut. Acum să-l vedem în floare. Cât de mulți am obținut. De exemplu, pe bucata asta de aici, da, de la scurtarea asta, până aici unde face buchet, este plin. Cred că asta o să-mi rămână deschiderii. Asta dispare. De aici asta dispare, uite, plecare pe verticală. În principiu trebuie să elimin tot ce pleacă pe vertical, de la nivelul ăsta de aici de sus. Deci de undeva de aici de la nivelul ăsta voi exista tăiere din jos, nu am ce să mă ating, decât mici scurtări are unor... M-am gândit să abordez situația cât se poate de serios. Și am eliminat 3 subșarpante destul de zdravene. O trece. Așa. Deci după 3 subșarpante destul de zdravene, am scos în jur de 5 lăstari lacomi foarte bine dezvoltați. Destul de lungi, destul de grosuți. În jur de 5. Și de restul e Eugenii. Și mă arunțiș. Bun. Asta e creanga care am scos-o din Rombus 3 anul 4. Sper să se vadă destul de bine. Pe cele 3 subșarpante, uite, se vede din funcție de grosimea, de diametru tăieturii, da? De unde le-am scos. Am scos una de aici, am scos una
de aici și a treia din partea aia, acolo. Așa, astea au fost, sub șarpantele astea au fost considerate ca și creșteri de sacrificiu. Deci am știut de la început că ele vor fi eliminate undeva în anul 4 sau mai târziu. Ele au fost păstrate pentru a îngroșa și a da vigoare pomului. Dar el a fost pornit în 4 sub șarpante principale și va fi menținut în 4 șarpante principale. Și l-am și adus la o grosime rezonabilă pentru vârsta lui și pentru vigoarea lui. În rest, unde se văd așa mai de diametru ăsta? De aici înseamnă că am scos lăstarea aia la con, zdraveni, de un an de zile. Uite, în tot unde sunt punctele astea albi, am avut lăstar vegetativ la com vertical. Și acolo se vede în depărtare și acolo în partea aia. Și prin eliminarea lăstarilor ăștia verticali mari, am obținut deschiderea pomului, a coroanei. Da? Sper să se observe ceva. Dar într-adevăr se vede bine din toate, unghiurile posibile. Uite așa. Uite așa. De ce nu l-am scurtat la vârfuri? Pentru că din toate vârfurile astea, că am vreo 4-5 vârfuri care trebuie retezate, adus așa la un nivel, vreau să păstrez ramurile de altăi, să-l înmulțesc de asta. Și nu știu acum exact pe care o păstrez și așa. Undeva prin primăvară, când ies altăiesc, atunci retez rapid la un nivel corespunzător și echilibrat. Altceva, ce să mai adaug despre domnul Romus 3? Mulțumit de cum l-am adus până acum. Nu așteptăm. Așa. Bine că a trecut și tu. Aerisire. Deci o coroană aerisită. El a rodit pentru prima dată sezonul ăsta, în 2020. Mi-a demonstrat că fructul este foarte calitativ pentru timpul lui de vară. Iar el, ca și comportament, ca și soi, ca și linie genetică, e extrem de rezistent. Deci este superb de păstrat acest soi și pe portaltoiul ăsta, că e mai mititel așa, nu ocupă foarte mult loc, pe cum Florina. E ușor de ținut din scurt, obții la un moment dat, așa, după un an, 2-3, sub șarpante creșteri cu unghiuri deschise decent, ca să-l poți deschide, deci nu-i niciun chin să-l deschizi. El de-abia acum așa a căpătat adevărata formă, asta îi va rămâne, nu se va mai umbla în structura lui, ăstea patru sunt, ăstea vor rămâne cu continuarea deschiderii lui și menținerii la un moment, dacă nu poți să te duci cu el până la sârmele de pistălp. Trebuie și ținut în același timp, da? Jos. Tot așa, deschis, de la an la an, de la an la an. Ori trebuie să ai foarte mult loc ca să-l aplatizezi la un moment dat, că doar deschiderea asta are loc pe orizontală, nu pe verticală. Și să-l ții cu cât mai puține creșteri pe verticală. Cam asta e ideea. Și el în timp va deveni un foarte, foarte, foarte frumușel, pomișor, merișor. Nu l-am masticat, nu luăm cu nimic, pentru că l-am urmărit în toți acești 3 ani, 4 ani acum, fără masticare și fără tratamente,
a închis peste tot, toate rănile, toate cicatricile, toate tăierile, le închide perfect. Nu prinde virus, nu se înnegrește tăietura, o calusează rapid și în verde și în uscat și în dormind și trezind și în orice situație. Nu are probleme. Deci pentru cultura bio este un candidat ideal. Mai ales că pe timp de vară, culese la timp, merele lui sunt un adevărat deliciu. Atât pentru consum proaspăt, așa reci puțin, la frigider, ori pentru făcut sucuri. Da, bine, este perisabil imediat. Dacă nu l-ai cules la timp și îl bagi la păstrare la dos cu o săptămână, două înainte de coacerea lui pe pom, n-ai făcut nimic. Dacă vrei să mănânci proaspăt direct din pom, îl lași la coacere. Dar nu durează mai mult de 2-3 zile, pentru că mai ales dacă are climatul necesar, el imediat coace. Bum, 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 de la o zi la alta. Trezești cu merele pe jos și fiecare măr de vară, dulce, aromat, are particularitățile lui acest soi, deci chiar are aromă, chiar are miros, gust, tot ce trebuie, echilibrat, foarte bun soi de vară. Nu degeaba îi cultivat, să spunem așa. Dar trebuie să știi cu soiul de vară exact ce și cum, să-ți dai seama de mers. Cam asta este despre Romus 3. Îl lăsăm, îmi place, dar nu... Foarte bine deschis, așa și trebuie, da? Ca să nu avem probleme. De asta nici nu se prinde boala de el. Pentru că dacă l-ai aerisit tot timpul la mijloc, se poate circula aerul, e mai greu să dezvolte vreun fungus, ceva, vreun nenorocire din asta de virus. Că suflă vântul și deranjează incubația sau ce nenorocire se mai întâmplă acolo. Da, revenim cu dânsul în primăvară.